la lucrările. Cum vă conțineți anterioare, așa, prezent sunt 13 consilieri, dintr-un total de 16. Deci se motivat domnul consilier Ursu Gabriel și doamna Giurgiu Veronica. Conform înțelegerea anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Avereanu Cornelion. Cine este pentru, vă rog frumos? Cu 13 voturi pentru, a fost ales domnul Avereanu Cornelion, președintele de ședință. Greu. O să facem cu cineva care nu poate. Nu o să facem. Domnul președinte dorește să vă adreseze întrebarea dacă ați luat la cunoștință de procesul verbal al ședinței anterioare și dacă sunt elemente de adăugat. Nu sunt, domnul secretar. Vă mulțumim. Nu știu cum. O să supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Cu 13 voturi pentru a fost aprobat. Vă mulțumesc. Da, domnul Sumar, pentru... Mă scuzați, trebuie să zic, păstăm un moment de recolegere. Păi, asta voi. Asta voi. Domnule, da. Noi avem bucătăria noastră. Bună ziua și bine ne-am regăsit la ședința de Consiliu Local, în data de 15 decembrie 2017. Având în vedere evenimentele care s-au petrecut în ultimul timp, aici mă refer la decesul regelui Mihai, vă rog să păstrăm un moment de reculegere. A întors armele, a coalizat cu armata sovietică și a întors armele împotriva propriului popor. De ce? Dacă nu făcea acest gest genial, România ar fi fost măcel. Colosul rusesc nu s-a putut împotrivi niciuna din cele 8 țări care le-au ocupat. Stimați colegi, nu știu dacă părinții, bunicii noștri și chiar unii care suntem mai vârstă, eram născut la ora, dar nu ne venea bombele rusești în cap. Ori această personalitate care a trăit departe de țară, a aruncat de puterea comunistă, s-a întors după Revoluție și a întâlnit aceeași atmosferă comunistă, l-a alungat din țară. Păcat pentru un așa patriot, știind că el a salvat România de la măcel, că l-a alungat. A fost o greșeală de stat provizor, cum era atunci. Acum România recunoaște meritele, dar din păcate așa se întâmplă.
După ce moare personalitatea sau omul respectiv, îi se dă meritele. Iar în timpul vieții, nu îi se dă, bate împotrivă. Am stat la coadă 3 ore, mai bine 3 ore, și cu fata. Am văzut castelul regilor, făcut numai din marmură, făcut de primul rege, Carol I. Ori acolo, vă spun sincer, am rămas uimit de felul în care a fost construit. Și numai puțin, doamna Firea, primarul general al capitalei, a venit, a pus flori, a pus coroană, a aprins candelă. Iată că aici nu mai e vorba de diferențe politice. Aici e vorba de problemele umanitare și drepturile unui erou. El are gradul de mareșal. Dar când nu avea gradul de mareșal, l-a arestat pe Ion Antonescu, care nu vroia să treacă armata română de partea sovietică. Iată, un rege a arestat un mareșal care avea grad mai mare decât el. Și a salvat România de la Mancel. Acesta este mare merit. Nu vreau să o timp prea mult. Domnilor, părerea mea personală, cu vă spun, România își va găsi drumul și calea dezvoltării că va deveni regat. Pentru că în 43 de ani cât a fost regat, România a avut o dezvoltare fără precedent la nivelul tehnicii de atunci, redus față de al nostru. Ori noi, dacă am avea, părere personală, cu tehnicile care le avem astăzi, în 43 de ani am putea realiza mai mult. Părerea mea este personală. Domnilor, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Aș vrea în încheiere să vă spun să ne pară rău la toți că am pierdut o mare persoană. Mulțumesc, domnul viceprimar și domnul primar, dumneavoastră, că mi-ați dat ocazia să vă spun aceste cuvinte. Pentru cei care doriți, am și fotografii de la fața locului, un card lung ca de aici până la poștă, în fața palatului regal, numai în cap coroanele și flori. Impresionant! Vă spun sigur. Acolo tot românul și bătrânul și copii, am văzut copii mici, care au venit acolo. Au stat 3 ori, 4 ori, 6 de foarte lungă acolo. Iar aseară, da, alaltă seară, au fost programul de vizită, de condoleanță până la ora 13. Dar din cauza mulțimii s-a prelungit programul până la ora 3 noaptea, de a intra și ultimul. Iată cât de respecte familia regală pentru români. Mulțumesc, domnilor! Mulțumim, domnului consilier, pentru cuvintele frumoase adresate regelui Mihai. Un om care, cred că, a și trăit câteva momente, nu știu, domnul, cam în perioada când regele era în funcție sau... Dacă dumneavoastră știți sau ați trăit mențele și proiecte, nu știu dacă ați trăit, la vârsta care ați născut. În primele 4 clase, pe manual, aveam regele Mihai. Sunt momente care oamenii le-au trăit în acele timpuri, timpuri care, cum spunea și domnul consilier, au fost timpuri de prosperitate a țării noastre. Da, mulțumim. A fost o încercare în Elveția, a muncit și la Ucrain, dacă vreți. El n-a căutat, n-a făcut deosebit. A muncit oricum. Dăm citire ordinii de zi, domnul președinte, o să... Da. Domnul secretar, pentru că nu știu, vreau să spun ceva, să dar domnul că să știu. Nu, să dăm ordinii de zi și apoi... Da. Dăm citire ordinii de zi, o aprobăm și apoi discutăm. Da. Proiectul numărul 10, vreau să spun primind aprobarea tația inițială să stabilizare pentru anul 2018, ca un bun de 9,97 lei de persoană lună, în mediul urban, respectiv 407 lei, persoană lunară, în mediul urban. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local, cum îi vezi, de sub acolo, pe anul 2017. Permisiunea dumneavoastră, după ce v-am trimis invitația la ședință cu toate materialele, am mai intervenit cu o adresă de la administrația financiară și cu permisiunea dumneavoastră, nu facem două hotărâri de rectificare. O să le cumulăm într-una. Da? Este ok. Da, pentru că v-am... Ne-a dat, ne-a mai mult. Dacă... Asta e. Nu sunteți de acord să votăm să cumulăm. Da, să cumulăm. Deci când o discutăm împreună, da. Și punctul 3? Și punctul numărul 3, proiect pentru hotărâri privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018 în fond al UEFI sub acolo. Așa, supunem la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru votul frumos? Este cineva? S-a abținut cineva împotrivă? Cu 13 voturi pe anul, s-a aprobat ordinea de zi. Dacă îmi dați permisiunea să vorbim ceva, ținând cont că este o ședință foarte importantă, vorbim aici de buget și de taxe locale, v-aș ruga ca diversele să se discute în ultima parte a acestei ședințe. Dacă vreți să votăm sau spunem la vot, cine este? Deocamdată nu s-a înregistrat, așa este, nu, deocamdată nu s-a înregistrat niciun proiect la diverse. În schimb, domnul consilier Busiochi Ionel lasă votul său la aceste puncte de prioritizare a domnului președinte de ședință și cu permisiunea noastră chiar mie mi-a zis, vrea să-l învoiți. Dacă sunteți de acord pe domnul consilier Busiochi Ionel și domnul consilier Bocoi Dorinel Valentin, de asemenea probleme de servicii și unul și celălalt. Ținând cont că oamenii au venit la ședință și fără discuție, au semnat la comisie. Dacă și-au lăsat opțiunea, au semnat. Vor comunica acum ori votul... L-a lăsat scris aici la domnul Nicolae Bun. Da, da. Și domnul președinte să-mi comunici votul dumneavoastră. Da, da. Așa. Și la... Mai aștept. Mai aștept. Da, da, da. Dacă e necesar. Deci nu avem diverse, nu discutăm diverse. Dar domnul Sorogiu spunea de prezența domnului... Păi tocmai de asta. Lăsăm să discutăm problemele. Cred că e bine, domn secretar, să nu umbrim începutul. Mai la urmă. Da, fără discuții, de asta zic. Deci discuta cu plesul de noastră. Deci mă primă punct de ordine de zi cu permisiunea mea să vă președinte. E vorba de proiectul de hotărâre prin stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018, conform solicitării de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care ne-a solicitat lucrul acesta, conform unui plan anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. În acest document care a ajuns și la dumneavoastră, este un grafic de taxă atât în mediul urban cât și în mediul rural, care se percepe persoanelor din cazul nostru, calitatea noastră. Dar o hotărâre trebuie să o aprobăm, pentru că noi suntem membri în ADIS, atât la nivel urban, cât și la nivel rural. Propunerea sau solicitarea dumneavoastră pentru această perioadă, pentru anul 2018, este de aprobarea taxei de salubrizare în cuantum de 9,97 de lei persoană pe lună în mediul urban, respectiv 4,07 lei persoană lunar în mediul rural. În expunerea motivă a domnului primar, se arată că Comuna Livezi este asociată alături de alte 64 de unități administrative teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, calitate în care a încheiat cu SECE compania Rompres Service S.A. contactul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor de salubritate. Prin această adresă de la ADIS se reamintește planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, care prevede în mod explicit taxa persoană lună, precum și prevederea documentului de poziție și actele adiționale 1 și 2 la aceasta, care constituie obligații asumate de fiecare UAT membre ale ADIS. Și propunerea, v-am spus, în timp proiectul de hotărâre spune așa, la articolul 1, se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2018, în cuantum de 9,97 lei persoană lună în mediul urban, respectiv 4,07 lei persoană lună în mediul rural. Prezenta hotărârii va fi publicată primarului
Comunii Liberi de sub Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Socializare de Bacău, Instituției Prefectului și Oamenii la Cunoștință de Cunoștințele Lege. Comisiile de specialitate, pe misiunea dumneavoastră. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Favorabil. Comisia numărul 2 avizează favorabil. Comisia numărul 3, domnul Lugu? Dorește cineva să ia cuvântul acesta în ordinea de zi? Nu? Domnul primar, văd că dumneavoastră nu vă place laudele, dar nu e vorba de laude, e vorba de realitățile. Nu ne-a spus câteva cuvinte. Atunci dați-mi, permiteți-vă să spun eu câteva cuvinte din luna care s-a spus. Cum are vă? Domnilor, am spus, nu aducem laude, că laude aduce la rău. Niciodată lauda nu e bună, negușire, chestii, probleme, dar realitatea trebuie vorbită. A fost o problemă cam dureroasă pentru comuna de Vest, să spunem așa, în ce privește o unitate sanitară la care persoane care nu mai au puterea respectivă, i-au cerut domnul primar să acționeze așa cum a acționat domnia sa, pentru care a și fost condamnat. Iar domnul primar Echim Sorin a respins problemele în mod legal și corect, pentru că dânsul văd că se ține de jurământul depus în binele societății. Și dacă a respins, cred că e bine să îi mulțumim toți. Pentru că e spre binele nostru. În primul rând, în comun, ne trebuie sănătate. În primul rând. Și după aceea ne trebuie bună înțelegere între noi. Mai ales că e luna decembrie. Da. Când trebuie să se mai șteargă anumite animozități. Nu? Să intrăm într-un an nou cu altă alură, să spun așa, și simt să felicit pe domnul primar pentru atitudinea domniei sale legală și corectă. Sfaturile unor oameni care conduc pe aceleași urmă pe care a mers el, le-a respins și eu vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule consilier. Mulțumesc pentru cuvintele care mi-a adresat. Da. Să continuăm cu problema noastră. Atunci, în condițiile acestea, cu permisiunea dumneavoastră, să punem la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Deci, cu adoptarea și votul de la domnul Vuzului Octelonial, și avem 13 voturi în prezență. Să veniți mai târziu. E proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu una nivel de județul Bacău, la 2018. Dumneavoastră ați luat la cunoștință? Ce mică lege o să fac? De obicei. Așa. Ați primit, la alături de invitația de ședință, propunerile expunerii motive al unui primar, raportul compartimentului de specialitate făcut de doamna Trimbeș Elena, ați observat că aceste impozite și taxe țin cont în mare parte de supraviețuirea noastră. Nu au fost majorări la impozite și taxe. Am căzut de comun acord cu domnul primar când am discutat și împreună cu doamna dumneavoastră de la impozite și taxe. Chiar au avut o discuție ei în compartimentul financiar contabil, domnul primar cu doamna contabilă și cu
inclusiv cu stabilirea taxelor acestea, considerăm că nu au crescut aceste impozite și taxe, decât cele care sunt efectiv stabilite prin efectul legii, legea te împinge să apară unele majore, nu? Domnul deci primar, avem un cod fiscal, da. Un cod fiscal care pe... Și programele sunt. Dar în rest, am căutat să menținem ceea ce avem, cu toate că, vă spun, ca să putem supraviețui... Am zis bine. Da. Mai trebuie să făcute niște mutări, zic eu, care ar trebui. Dar eu totuși am susținut să mergem în continuare cu acest. Chiar dacă... Codul fiscal o mai mare, o să trebuie clar. Unde modificări, între am înțeles la părerea de impozite și taxe, referitor la aia 400 de metri pătrați din zona cu construcții. Deci, conform codului fiscal, au mai apărut niște mici ajustări, etape pe care le spun, din câte am înțeles, efectiv, codul fiscal spune că trebuie mai. Nu sunt mari, adică nu s-au mărit. Semnificativ, nu au fost mărit mari, dar acolo cu câțiva, lei s-au crescut aceste. Adică, cu procent de 15%. Da. Așa vreau o obiecție, domnul președinte. Domnul primar, domnul președinte. Păi aici, la cei care pot să-și plătească impozitele până cu 30 în prima perioadă, nu ați spus că va suporta o reducere de până la... De ce până? 10% până. Până. De ce e de până? Ce am auzit cu ce ați vorbit? Voi propuneți. Eu propuneți. A. Păi, deci, 10% să fie, nu până, că dacă cerea primară de până la 10%, apar discuții. Scrie în dosar, reducerii până la 31%. Deci, voi, ce ați primit, domnul consilier, sunt propunere executivă. Noi ne-am încercat, dacă am vrut pentru acum și poate așa, deci aș propune să fie de 10%. Nu 10%. Nu propune. Deci, ne-am propus și o votăm cu... 10% exact suma. Da, da. Deci, noi am avut o propunere. Da. Care o discutăm. Da, vreau tot ce s-a discutat. Și ce care vreau să mă ajut, 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 am 10%, puteam să spunem direct. Da, da, normal. Și după aia și corect, asta e așa, dar și poliesc. Da, da, da. De asta am lăsat la mâna dumneavoastră ca să... Ați văzut, deci taxele de timpul ați văzut, v-ați uitat pe ele, ți-au putea? Da. Nu-i nimic, dar... Și poate de guvernământ. O vin la putere pe rezerție de impozite și taxe. Chiar 102 taxe le urați. Nu? Da. Deci, iată, suntem în ton, în ton, gând, în gând, în bucurie. Da, unele impozite și taxe, când le-am înțeles, sunt programele făcute prin Ministerul Finanțelor, că ți le ajustează programul. Deci, așa este, ți le ajustează programul singur, unele care îți dat de codul fiscal. Comisiile de specialitate. Eu am citit aici, dacă doriți, vă spun așa. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău stabilește noile valori ale impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, conform legii 227/2015 prin codul fiscal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cu data prezentă, se abrogă prevederile hotărârii Consiliului Local anterioară, care a fost anul trecut, 41 din 15 decembrie 2017, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale. Asta este proiectul de hotărâre. Comisia de specialitate numărul 1. Comisia numărul 1 o avizează favorabil. Comisia de specialitate numărul 2. Favorabil. Comisia de specialitate numărul 3. Doriți să spuneți ceva la proiectul de hotărâre? Domnul, dar sunt un joc. E vorba de taxă pe metru cub, nu știu dacă am încasat o dată. La? De la Ocolul Silvii. Am încasat. Ați încasat o dată? De ce asta e vorba? Am încasat la acolo. De la ce ați da, nu știu, la titlul, dar cum putem să... Cum ați reușit? Să protocol. Nu era de apropiat de la nu să
să pot să aduc la discuție acești oameni care își desfășurau activitatea. Da, când e bun. Cum am procedat, vă spun eu. Poporul Sinei mi-a comunicat agenții care lucrează, Angelo Poporul Sinei, cu toate că pe protocol era specificat acest lucru, ne-a comunicat și perioada când fac lucrări. A fost o perioadă în care, vă spun, era iulie, august, o perioadă în care drumurile noastre suferea transformări din cauza călduri. Am luat legătura, mi-a pus la dispoziție numele de telefoane a acestor agenți, am vorbit în parte cu ei, i-am chemat la primărie, le-am explicat că nu o să poată să transporte această cantitate de lemn fără să plătească taxa, deci o să aibă o problemă pentru că o stau în drum. Chiar eu personal, dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci noastră ca și consilier local, ca și... După aia am cerut ca perioada 12-17 să nu treacă, chiar dacă a plătit. I-a rugat să transporte pe timp de noapte. Sunt carte ca au stat cu camioane în pădure, până la data, la ora de 17, în fiecare zi, când făceau ce să transporte. Am reușit să luăm bani. Aici poate să confirm și casierii care s-au trezit cu lucrurile împlinite. Da, deci banii care au venit la bugetul local, banii corecți care au fost dotate în consiliul local și sunt de băieți care am vorbit cu bursările și voi ce faceți, voi avem prins în consiliul local. Este dreptul nostru să prindem acest lucru. Exact. Și trebuie să-i folosim el pentru că, știți cum e, totul se plătește, nu pot să lucrez. Nu, da, avem probleme. Nu mai ieși de acum din care țin. Deci drumurile comunale, deci care au fost făcute de Poiana, Sărida, Orășa, exact. Au ieșit din garanții. Ei, atunci noi trebuie să o să apară lucrări, să apară niște lucrări. Avem de acolo și putem să-i spuneam de bine. Deci eu cred că e un exact, bine ceea ce s-a întâmplat și... Cred că am strâns o sumă destul de frumoșică. Nu știu exact. Că veneau, au plătit în tranșe și poate să fie comunici. Deci e vorba de câteva zeci de milioane bune, care, ce știu eu. E important din început. Nu. Deci, veneau, nu au venit cu toți banii, deci când aveau... Ma, să spunea transport acum, poate după aia transportul cu camionete, acolo e o problemă. Pentru că mi s-a spus, ce mi-a spus atunci? Domnule, noi o parte transportăm cu camioane mari, de peste 20 de tone, iar o parte dăm la... cu camionete, cu mașină de 3,5 tone. Păi, bun. Și alea, unii trebuie. Deci mi-a fost întrebarea. Numai că noi avem prins capacitate. Avem și capacitate. Avem două lucruri de axe. Una mai mare, una mai mică. Da, ce și... Oricum ne-am luat bani. Dar... Bine, și nici am reușit. Da. Este un început și cred că... Da, că avem o problemă. Da. Așa. Mai era cineva înscris? Da? Da? Supunem la văd? Da. Cine este pentru vă? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu. Cu 13 voturi se am adăugat și așa. Am aprobat proiectul hotărârii numărul 2. Deci, la punctul 3, doar să zic. Deci, deja vă spuneam că față de documente pe care nu l-am trimis, cu permisiunea dumneavoastră o să... E procentul ăla la plata de 10%. Deci, da, da, da. Este foarte bine că a spus. Acum am... Corect. Acolo, pe 10%. Sunt stabilit? Exact. Nu trebuie să conservezi un hotărâre și... Și să vorbim acuta. Da, până pe care... Aici, cine știi ce mi-i propune, cum opteam niciodată. Da, și mi-am spus 10%. Deci am stabilit, dacă vreau să pune și la plata. Am supus deja. Am supus deja. Dacă propunerea noastră, cum scrie acolo, propunerea de modificație 10% până în martie, eu am zis că să transform, el se aprobă. S-a aprobat. S-a aprobat. S-a aprobat deja. Da, dar domnul, dacă ăsta vrea să știe exact dacă v-am zis că astea sunt propuneri ce am trimis noi, propuneri. Deci, exact, eu vă zic că este aprobat. Poți să le... Și astea de 10% până la 10% în martie. Știu. E
E foarte bine, da? Dar nu știu treaba asta, dacă nu e hotărât. Dacă nu am hotărât, trebuie să pun unul în pas, iar să pun hotărârea Consiliului Local. Deci dacă ați notat acolo, da. Obligatorul duce la îndeplinirii hotărârii Consiliului Local. Da, da. Și-a făcut 10%. Trebuie să mai fie sus. Eu am sunat un pic față ca să-mi confirm. Cum? Cum vă spuneam anterior, ANAF-ul a trimis, așa, referitor la taxa pentru bunul excavator. Ei, vă mai zic ceva. A trebuit să scoatem pentru, în afara comunii, pentru că în momentul în care stabilești, e un obstacol. Că dacă vii tu de la Sândulen și în afara comunii, da, e un obstacol și după aia zici că nu, Margarit, nu e, nu, pui obstacole unul ia să vină la Sândulen să-și facă un eu stau acolo. Este și transportul consumului motorină mai mult decât până acolo. E pur și simplu la kilometru, la... Nu, la bunul nu se ia la kilometru. E la oră. Da, dar transportul până acolo cine vă la oră, deci... Eu sunt patru zile. Pentru alte localități, de când sunt localitatea? Eu sunt patru zile. Deci, în momentul când am plecat din curtea primăriei, pui oră. Deci atunci îi găsești... Nu îi iei că se duce la... Deci nu poți să pun o valoare pe la tine, o milion jumătate la tine. Asta e arghenic. La ei, în momentul când am plecat de curtea primăriei, de așa este contactat. Asta am vrut să spun. Deja când au plecat de la noi... Dar aici aveți fost să vă aduceți în afară. Păi nu, e scoasă. E cum scoasă, așa o vedeți? E scoasă în proiect, Dani, pentru că ni s-a pus, ni s-a spus... Dar am modificat și asta aici. Modificăm o hotărâre, da, da, da. Deci ca să... Deci rămâne o sumă... O sumă pentru peste tot. Aici avem altceva. Nu, a fost propunerea, ce s-a spus? Oara de când de aici... E oara. Am înțeles, dar mai facem... Ca să nu fie obstacole și... În localitatea noastră, din momentul când ajung la lucrare. De la ei, ce trebuie de la ei, de consum de... Ca să vă spun la rectificarea din bugiet, aici au primit două adrese, din care doamna contabilă spune că una din ele nu a venit, dar i s-a comunicat electronic. Și dumneavoastră a scris aici în raportul compartimentului din specialitate. Deci avem, la un moment dat, v-am trimis o adresă. Una a venit electronic. Da, ok. Și încă o adresă, după ce v-am trimis plicul, a mai venit, după ce s-a făcut cu plusul acela, a mai venit un minus de 35. Păi, ne-a dat 31 și ne-a dat 35. Da. Ok. Da. Asta e. Și în raportul compartimentului de specialitate a doamnei contabile, spune că se influențează contul de venituri, sume defalcate din TVA, contul 11.0202, minus 35.000 lei, contul de cheltuieli asistență socială, fiți atenți un pic. Vă citez în raportul doamnei contabile. Contul de cheltuieli 8.0257, minus 35.000 lei. Influențează bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4.2017. Cu permisiunea dumneavoastră, proiectul de hotărâre va avea cele două proiecte contopite. Cel care m-a trimis dumneavoastră și ăsta care mi l-am dat înainte de intrarea ședinței. Da, cu același proiect. Deci va veni primul proiect de hotărâre care spune contul de venituri, sume defalcate din TVA, 11, domnul Sulugeu, contul de venituri, sume defalcate din TVA, 11.0202, plus 31.000 lei, contul de cheltuieli învățământ salarii, minus 68.000 lei, hotărâri judecătorești, plus 98.000 lei, contul de venituri, sume defalcate din TVA, 11.0206, minus 3.000, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, plus 30.000 lei, repartizarea sumei de 27.000 de lei s-a făcut astfel. Contul de cheltuieli, 510130, titlul 2, bunuri și servicii, plus 27.000 lei. Acesta este primul proiect de hotărâri care l-am primit, la care se adaugă ce v-am spus mai devreme, contul de venituri, sume defalcate din TVA, 11.0202, minus 35.000 lei,
Contul de cheltuieli asistență socială în caz de bol și invaliditate 68.02.57.35.000 lei. Aceste două proiecte de hotărâre, dacă sunteți de acord, se vor discută la, deci, din cele două. Normal, da. Da. Deci rectificarea este. Este. Da. Așa este. Comisiile de specialitate. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Domnul Lungu, comisia numărul 2. Secretar. Sunt discuții legate de acest proiect de hotărâre? Nu. Nu? Nu. Atunci o punem la urmă. Cine este pe acolo, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Eu vă mulțumesc. Ținând cont și de, da, 13 voturi. Domnul Lungu, vreau să mai spuneți ceva. Da, domnul secretar, mulțumesc. Fiindcă s-a terminat ședința și mai e câteva minute, mi-i permite. Da. Am sărbătorit de curând Ziua Națională a României, 1 decembrie. Este vorba de unificarea neamului românesc. Nu? Am sărbătorit. Era România mare. Acum nu e chiar așa de mare. Așa. Dar aș vrea să subliniez altceva. Cine a purtat războiul pentru independență nu s-a suflat o vorbă, nici prin televiziune, nici prin presă. Cine? Un rege. Un rege. Dar nu s-a pomenit o vorbă despre el. Și era o mare post-moarte, nu? Cu cinste vă spun, mausoleul de la Mărășești este construit după terminarea războiului de către liberale care erau regiuni respectiv. Brăteanu, ultimatorul Partidului Național Liberal de la 1875, el a adus primul rege în cadrul lui. A urmat Ferdinand, după aceea Carlo al doilea și la urmă Mihai. Cu onoare vă spun că unul din bunicii mei este erou național, îngropat în mausoleul Mărășești, la cripta 607 de Mărășel, și scris în cartea de onoare al mausoleului, că Nicolae Lungu s-a îmbrăcat într-una din nopți, în hainele unui neamț mort, și s-a dus în tabăra, în tabăra lumea Chelsea. Și a furat un tun, tot cu bombe. A doua zi a luptat cu el și a murit acolo. Deci am o onoare deosebită. Dar nu asta am vrut să ajung. Deci, cei care au întregit neamul românesc, sunt tot regii. Și cu asta nu vă mai spun mai mult decât că știți și-o dumneavoastră și o să apară și manuale, prin presă, prin televiziune, o să se propage mai mult. Realitate. Că există o cifră, domnul, 7 euro. 7. 7 înge, 7 poțeți, 7 zile, așa, 7 planete, la sumă mai multe. 7 era, spune ceva. Se învârtea. După 70 de ani au căzut comunismul în Rusia. Chiar inițiatori, inventatori. Nu? După 70. Da. Bun. Eu vă mulțumesc pentru îngăduință și aș vrea să vă urez în numele Consiliului Local, dacă îmi permiteți, sărbători fericite conducerii primăriei și întregului personal și deocamdată la mulți ani. Mulțumim. Vreau să închei și eu domnul consilier care tot timpul ne surprinde cuvinte frumoase. Aș vrea să vă spun la mulți ani, că se apropie sărbătorile de iarnă, dar aș vrea să vă spun că s-ar putea să ne mai pregăsim încă o dată în aceeași formulă, la treabă mă refer, s-ar putea să avem o ședință în următoarele zile. S-ar putea să apară ceva. Nu am o informație, nu știu sigur, dar o să ne vedem. Deci eu vreau să vă spun la mulți ani, să fim sănătoși, să ne dea Dumnezeu. Nu mi-a spus nimic despre mai avem o ședință luna asta? E posibil, tocmai asta. Păi, organizați capul, am găsit și mi-aș câteva. Nu știm. Am văzut. Păi, de fii atent, a început să vină lumea. Să iau de tu la de jos. Ce ne-a făcut? Păi, ce spune? Da.
Deci, în legătură cu evenimentele ce se vor desfășura cu sărbătorile de iarnă. O să privim ca și în anii trecuți, centrele de colindători aici pe scena din spatele primăriei. E posibil ca să fim reprezentați și la Bacău, dar aștept să ne confirme cei de la Consiliul Județean dacă o să fim invitați cu Croceată, deocamdată nu am, dar sigur, pe data de 31, cei care vor organiza cete de colindători, îi așteptăm cu mare drag la, la scena din spatele primăriei. Totodată vreau să vă invit și pe noastră, ca și consilieri, să participăm cu toții, poate să închidăm un par de șampanie în ultima zi a anului 2017. Mai vă spune că deja a putut? Poate să ne comis mai apropiat. Nu, în zona. Nu, de păcate. Da. Deci nu avem, nu ne putem. E o tradiție care trebuie respectată. Da. Deci eu vă invit să participați și noastră, să stăm de vorbă, să ascultăm colindele din comuna noastră și nu numai, pentru că de obicei vin și din alte comune de colinde aici la Oțel. Cu aceste fiind spuse, eu am încheiat ceea ce am avut de spus.